Să să fie Domnul. Reascultăm pasajul biblic pe care l-am citit ultima dată din plângerile lui Remia, capitolul 3, versetul 25. Domnul este bun cu cine îndăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să se asingur și să tacă pentru că Domnul l a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se fature de ucări, căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pentru cei ce nu au fost la prima sesiune, am vorbit despre faptul că mulți dintre noi suntem la mijloc. Pe de o parte este diavolul, păcatul, care atacă ființele noastre cu tot felul de temeri, de frici și de spaimă și de teamă. Și de partea cealaltă este un, unul care a biruit moartea, a biruit îngrijorarea, a biruit necazul din lumea aceasta, are toată puterea și gloria și slava în vecii vecilor. Amin. Între cele două suntem noi copii de pocăiți, copii de slujitori, tineri care frecventăm biserica și de o parte suntem priviți și de o împărăție și de cealaltă, cum stăm la mijloc. Nu o să biruim niciodată pe diavolul, indiferent cât de inteligent suntem. Nu o să putem sta în fața oricărui atac al celui rău, pentru că nu stăm puterea noastră să-i rezistăm. Însă Hristos ne dă un scut și o putere deosebită de a ne acoperi cu arepile Lui. Și lucrul acesta Dumnezeu îl dă prin izbăvirea pe care o face prin cuvântul Evangheliei. Însă, oamenii trebuie să recunoască pe Isus nu numai ca mântuitorul lor, nu numai ca salvatorul lor, nu numai ca binefăcătorul lor. Hristos este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Relația mea cu El nu este o relație de prietenie, cu toate că El ne numește prieten. Relația mea cu El, în primă fază este o relație când el este domn, iar eu sunt rob. Câtă vreme eu nu sunt dispus să fac lucrul acesta, îmi permit să aleg din ce îmi spune domnul meu să fac numai ce vreau eu. Îmi permit să-i comentez învățăturile care nu sunt pentru noi, sunt pentru aia din timpul lui. Când ești rob, asculți de ceea ce îți cere stăpânul. De aceea v-am vorbit că oamenii și tinerii care sunt păziți de temeri, de spaimă, de frica lucrurilor din lumea aceasta, sunt oameni care își iau pe umeri brâul robiei, jugul robiei. Își pun jugul robiei pe umăr și jugul acesta îi face să fie dependenți de Domnul lor. Nu-i ușor de dus jugul acesta. El presupune că depinzi de Domnul și te uiți la mâna stăpânului tău, te uiți la sfatul pe care el ți-l dă, ești disponibil să-l asculți. Nu există rentabilitate, nu există rodnicie fără acest jug. V-am citit și vă recitesc versetul din Roman, capitolul 6, pentru că e foarte important în contextul viței și a rodului, care trebuie să aibă loc în viața noastră. Versetul 22 din capitolul 6, Roman. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, și v-ați făcut robia lui Dumnezeu. Aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Foarte mulți doresc să fie eliberați de păcate și să nu le mai facă. Foarte mulți doresc să nu mai depindă de vicii. Foarte mulți doresc să nu mai cadă. Însă rodnicia sfințirii o produce doar robia. Faptul că alegem noi ce să facem, cădem din nou, și avem o viață în continuu, Doamne, iar am căzut, iară, iartă-mă, pentru că n-am luat jugul robiei. Jugul robiei presupune că am fost salvat de Hristos, dar nu sunt liber. Nu când cum vreau eu, nu mă închind cum vreau eu, nu umblu pe unde vreau eu, ci mă fac roba lui Dumnezeu. Vreau să cânt cum vrea El, vreau să trăiesc cum vrea El. În momentul acela când am luat jugul acesta robiei pe umăr, am ca rod sfințire, adică păcatul nu mai are putere în viața mea și ca sfârșit viața veșnică. Nu există altă cale, nu există altă scurtătură, nu există. Cu toate cu o grămadă de oameni spun, s-ar putea ajunge la viață veșnică și altfel. Nu s ajunge, decât dacă ți-ai luat pe umerii tăi jugul robiei. După ce ți-ai luat jugul robiei și Hristos este Domnul vieții tale, ai grijă să faci legământ cu El pentru că depinde de El. În anumite comunități pot să închei legământ cu Domnul la 16 ani, pentru fete, pentru băieți la 17-18 ani, dar nu are asta importanță. A purta jugul robiei nu înseamnă că ai automat botezul. Botezul ți-l dau frațe când cred ei. Tu poți să iei jugul de la 12 ani, Doamne ajută! Tu poți să l iei pe umer și să spui vreau să depind de Hristos și să ascult de ei. Dacă frații mă vor boteza la 20 de ani, că așa găsesc ei de cuvință, este problema lor. Dar eu port jugul robiei slujindu-L pe Domnul, cântându-I cântările Lui și trăind în voia Lui, pentru că vreau să am ca rod sfințirea, curățirea, pocăința, iar ca sfârșit viața veșnică. Stimații mei, nu există rentabilitate și biruință de foarte multe ori pentru că n-am luat în serios jugul acesta al robiei, care ne face să privim ca robii la stăpânul nostru și să-l privim în modul acesta. Am încheiat sesiunea de dimineață spunându-vă că Maria Apostolei Domnului nu se prezintă ca apostoli, ca oameni cu daruri, ci încep totdeauna prezentarea cv lor cu Pavel, rob al lui Isus Hristos și Apostol. E foarte important pentru mine și pentru tine cum ne numim. Că dacă pleci de la partea de jos, dacă pleci de la starea de robie, toate celelalte lucruri vor fi bonusuri în viață. Vei avea momente de mulțumire că Dumnezeu s-a îndurat de tine pentru că ai jugul ăsta pe umerii tăi. După jugul acesta, urmează un alt jug pe care ne-l învață Sfânta Scriptură și anume jugul limitărilor. Doar cel ce acceptă statutul de rob va accepta să fie limitat și curățit de Dumnezeu. Te dezvolți în frunze ca și în mlădiță, și spui că ai niște frunze mari și grozave, dar oamenii nu folosesc nimic din frunzele de mlădiță. Sunt zone unde se mai fac sarmale, atâta tot. Dar rodul unei vițe nu-i sarmale. Rodul unei vițe sunt struguri. Ori pentru vița de vie, pentru vița de vie, contează nu atât de mult frunzele să fie stufoase și ră, să fie mlădița groasă, nu, ci să aibă struguri, să aibă rod, că asta produce vița de vie. De foarte multe ori, stimații mei, suntem robii lui Hristos. Îi aparține lui Hristos, dar nu ne limităm acolo unde dorește Domnul. Jugul totdeauna te limitează. Nu uitați că sătoria este un jug. Un băiat poate fugi cu o anumită viteză. Se, se împretenește cu o fată. Fata respectivă, de exemplu, poate fugi cu 20 de km la oră. Băiatul fugi cu 35 de km la oră, că prinde viteză mai mare. În momentul când alergi singur, e ok. Alegi cu 35, tu și cu 20, ea. Când jugul căsătoriei s-a pus pe amândoi, ea nu poate decât 25. Dar tu poți 40. Și dintr-o dată ești stresat. Bă, dar eu trebuie să mă limitez ca, ca, ca acea căsătorie să funcționeze. Ai stresul ăla când trebuie să alegi și tu cu 25, cu toate că poți 40. De aceea apar multe probleme în toate domeniile. Pentru că jugul acela te pune într-o postură când trebuie să-ți limitezi capacitățile și dorințele tale. Când slujești ca roba lui Dumnezeu, sunt anumite limitări pentru a te face rentabil. Dumnezeu așteaptă limitări de la tine. Totdeauna limitările astea au un anumit scop. În primul rând să te protejeze. Când Samson îl mișca Duhul Domnului, îl mișca doar între Țorea și Eștaol. N-avea ce căuta la Timna sau la Valea lui Sorec. Nu avea. Acolo era zona lui când trebuia să facă pe ajudecătorul și permiteți-mi să vă spun că murea de bătrânețe și ieșea la pensie ca judecător. Dar zona lui, cu toată forța lui magnifică, era între Țorea și Eștaol, pentru protecția lui. Duhul Domnului mișca acolo. Nu uitați că în Israel se spunea că atunci când, când faci o casă, cum acoperișul este plat, trebuie să faci un pălimar sau o balustradă, folosim noi în termenii noștri de astăzi ca nu cumva cineva să cadă de pe ea și vina de sânge să cadă pe proprietarul casei. Stimați mei, și pe calea Domnului există niște limitări. Limitări care sunt în dreptul slujitorilor să le prezinte din Scriptură și limitări contextuale a vremurilor care se trăiesc. Cred că ar trebui, nu o să găsiți nicăieri, stimate domnișoare și domnișori, nicăieri nu o să găsiți în scriile Apostolului Pavel, nu stați prea mult pe WhatsApp. Nu o să găsiți, cu toate că vreți scris treaba asta. nu dar limitările acestea ar trebui date de cei care în vremea aceasta să uită cum soții căsătorite nu mai îngrijești de soții lor și de copii, că toată ziua rețelele de socializare. Limitările acestea ar trebui dăruite unor băieți și fete care stau toată ziua pe rețelele de socializare, vorbesc și povestesc în stare să compună și când îl pui față în față, muțește. Nu știi să vorbească nici germană, nici română. Să roșești, să făstisești, tot. De ce? Pentru că stai prea mult. Atenție, nu sunt lucruri care sunt în sine, dar ar trebui să fie anumite limitări, pentru că Biblia spune în alergarea care ne stă înainte pentru premiul chemării cerești, să avem grijă nu numai la păcatul care ne înfășoară așa de lesne, ci și la pedica. Nu-i păcat, dar e pedică. Nu-i păcat, dar e pedică. Limitările, jugul limitărilor vine să spună pentru a fi rentabil, nu te spargi în figuri cu lucruri pe care le ai la îndemână. Observ oameni care vin și fete care vin la pocăință, iau jugul lui Hristos, stau în fața lui Hristos, după care se interesează de nimicuri. Se interesează. Multe biserici cu anumite bijuterii, alții cu frizuri, alții cu tip de costume, alții cu anumite... Și la un moment dat începe, cu toate că au fost chemați să salveze suflete, să cheltuiască bani la cumpăra Biblii, să cheltuiască bani în misiune, dintr-o dată cheltuiesc bani. Vezi, și mi-am luat, e ultimul recnet, E ultimul, o tinichea. Ultimul recnet. Și începe un concurs în biserică, sufere văduva, sufere orfanul, să vă spun că vizitez o grămadă de biserici, și se concurează cu niște lucruri care n-au niciun preț înaintea lui Dumnezeu? Și scuzați-mă, banii pe care îi iau ei în buzunar nu i al lor, Dumnezeu le-a dat înțelepciune, le-a dat loc de muncă, Eu a păzit la plecare și la venire și ei se dau mare în fața sponsorului, uite ce mi-am luat de banii tăi. Cât credeți că durează sponsorizarea asta? Cât? Stimați-mi, când îl slujești pe Hristos, vii în fața Lui și îi spui, Doamne, vreau să mă limitez. Îmi pot permite să-mi cumpăr o bombă de mașină, să stea ăștia, să nu mai poate intra la slujbă, să nu numai împrejurul o meu. Dar eu mă limitez să-mi cumpăr o mașină normală, ca să mă pot închina cu frații, să nu strânez gelozia și invidia nimănui și să coboare Duhul Sfânt peste noi. Gândim așa? Că jugul limitărilor vine și spune, limitează-te, fii atent, lucrul să te protejează, îți dezvolți prieteni în prejurul tău care stau lângă tine. Stimații mei, e foarte important de știut asta. Jugul limitărilor, în primul rând, îți oferă protecție. În al doilea rând, jugul limitărilor îți oferă rentabilitate. Ești rentabil. Spune Biblia în Psalmul 1 un lucru foarte important și totodată a trebuit să cont de asta. Psalmul 1 este psalmul care începe cu un pom care stă sădit lângă un izvor de apă și care își dă rodul la vremea lui și a cărei frunze nu se vestejesc. Tot în psalmul 1 mai există o anumită, o anumită componentă. Nu tot așa este cu cei răi, ei sunt ca pleava. Aș vrea să vă întreb, care-i mai liber? Care-i mai liber? Pleava vine un vânt, o lea de aici, îl duci dincolo, când bate vântul din partea cealaltă, vine iară pe aici, parcă în continuu în excursie, pleava. Pomul e legat de solul ăla, cu mii de rădăcini. De acolo își trage seva, de acolo își trage viața, de acolo își trage puterea. Frunzele sunt verzi din cauza celor rădăcini. Rodul există din cauza celor rădăcini. Dacă într-o zi trece prin cap la pom, păi vreau să fiu capleava. Ce se întâmplă cu pomul? Moare. Stimații mei, odată ce ai jugul limitărilor, te așează Dumnezeu undeva. Băi, dar ăia pot face și aia. Ce? Nu, eu sunt ca un pom să lângă apă. Cine trece pe lângă mine, poți să ia câte un fruct, câte o îmbărbătare, câte o lucrare din partea Domnului, se zidește, dar aici m-a găsit, m-a pus Domnul și aici rămân. Alții umblă pe vor, trăiesc cum vor, nu mă interesează, eu vreau să fiu găsit că din o sunt lucrul meu și să dau rodul la vremea mea. Asta înseamnă să ai jugul limitărilor. Te limitezi și îți recunoști statutul. Nu poți să faci toate lucrurile. Nu poți să alergi pe toate direcțiile. Nu poți să spui, domnule, toate lucrurile fac bune. Nu. Sunt domenii în care Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrare și sunt domenii în care nu ne-a chemat. Vezi exact, jucul limitărilor îți arată lucrul acesta. Și apoi îți mai face ceva jucul ăsta al limitărilor. Te antrenează să reziști în viață. Textul pe care l-am citit spune că îți umpli guna cu țărână. Când îți umpli gura cu țărână, poți să te unul cât vrea, până apuși tu să spui ceva, că vrei să spui. Nu înțelege nimic ăla. Dar nu te poate acuza că l-ai jocorit. De ce? Că nu înțelege, că gura e plină cu țărână. Știți că atunci când te ofensează cineva, când te supără cineva, îți vine să spui, vede numai după schimbarea culorii feței că tu ai ceva, să se dă ceva, dar nu înțelege că gura e plină cu țărână, că dacă nu era plină cu țărână, aveai și seri tare până la anul nou. De ce? Pentru că gura plină cu țărână nu te pune în poziția de a păcătui. Într-o zi vine un proroc al Domnului și spune, mâine la poarta cetății, se va vinde în foamea asta în care sunteți voi, făină, floarea făinei cu atâta și cu tare cu atâta, spune și produsele și spune și prețul. Asta da viziune. Spune și produsele exact și prețul. Acum toți din cetate, văzând foametea ce era acolo, cum mânca și cai și măgari, nu mai era nimic, gândeau la fel. Vei, ăsta zici și produsele, zici și prețul și noi aici murim de foame. Dar unul dintre ei nu a avut gura plină cu țărână, s-a apucat și gura, i-a vorbit. Și a spus, dacă ar face Dumnezeu și ferestre în cer, lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Și prorocul îi spune sec, vei vedea, dar nu vei mânca. Atenție, tot ceilalți sigur gândeau că ăsta, dar ăsta s-a apucat și să vorbească. A doua zi s-a întâmplat așa, toți ceilalți au văzut și produsele și prețul și au și mâncat. Singurul care n-a mâncat a fost ăla. L-au călcat toți în picioare și au murit. Umpleți gura cu țărână și mai învați să te staci. Se spune că căsătoriile, și asta e pregătirii pentru toți, căsătoriile funcționează foarte bine când ai dreptate și să știi să tragi când ai dreptate. Că de obicei când ai dreptate nu te mai să nimeni împrejur. Să ai niște țărână la îndemână sau niște nisipă, e mai profitabil. Să-l ții în gură așa, să nu spui la nimeni nimic. Să se vadă schimbări pe fața ta, dar să nu spui. Iubiții mei, antrenamentul ăsta de a ține jugul limitărilor, nu trebuie să răspunzi tu dacă cineva îți spune ceva neapărat și o servește înapoi. Lasă-l puțin să se bucure și el. Câteodată e singurilor bucurii. Singurilor bucurii. De aceea e foarte important. Fii atent la lucrurile acestea mai ales în pocăință, mai ales pe calea Domnului, mai ales când ai un cuvânt din partea Domnului, când te folosește Dumnezeu, nu, nu trebuie școală prea mult să-l să te încuiești pe părete cu o vorbă așa, să-l faci de râs în fața la mai mult, Dar când ai la îndemână țărână și o pui în gură, te uiți la el, îi spui, ai spus totul, da. Dumnezeu să te binecuvinteze, vine după un anumit timp, măi frate, ai putut să-mi răspunzi, ai știut anumite detalii din viața mea, Mă puteai face și de râs în față la toți. De ce n-ai făcut-o? Mi-am plugura gura cu țărână, fratele meu. Era și soția ta acolo, erau și copiii tăi acolo. Dar chiar puteam să te umilesc cum ai făcut tu cu mine? Nu se poate asta. Suntem pe un alt palier. Te înveți, te antrenezi. Și aș vrea să vă spun, în comunitățile noastre evanghelice, ca să nu numesc pentecostale, ne antrenează Domnul la greu chestia asta. Avem un prejurul nostru numai oameni care ne antrenează. Vă mă rog frumos, purtați jugul limitărilor, Doamne ajută! Al doilea aspect care îl arată Scriptura aici și care e foarte important pentru noi, nu numai că înveți să taci, ci înveți să suferi. Să dea obrazul celui ce l pălmuiește și să se saturi de ocări. Câte fete se culcă seara, dar ori de ce s uitat urât la mine, fratele sau sora? Deci am reșitat frumos, cred că, dar deși totuși. Mike, s-a dragă, dar nu cred că a fost vorba, dar cred că nu, dar de ce? Asta e din cauză că nu purtați, stimați frați și surori, jugul limitărilor. Asta presupune, dăți obrazul, lasă-l, domne, să lovească, pentru că te antrenezi să primești, va veni vremea când vei fi lovit din toate direcțiile, trebuie să rămâi în picioare, nu te apucă depresia pentru că te-a cineva, cauți pastilii și alegi într-o parte în alta, stai într-un colț cu capul pe o parte, așa ai nevoie de propteli sau altceva. Fii înaintea Domnului un om bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, stai puternic în fața Domnului. Poate vei fi chemat să, să duci în urma ta pe ceilalți. Sunt situații chiar deznădăjduite câteodată. Sunt situații când cineva drag dintr-o dată, fără anunțuri, este bolnav, grav și moare, toți ceilalți au intrat. Se ridică din familia aceea om care s-a antrenat toată viața, îi ia pe toți, măi, dacă o rândui Dumnezeu așa, noi trebuie să rămânem credincioși, Domnule, noi trebuie să mergem până la capă, noi trebuie să-L cinstim numele și îi ia pe toți ceilalți, îi ia la remorcă pe toți și îi duce mai departe. Nici ei nu știu cum trec, dar omul ăla e antrenat pentru asta. Când te uiți în viața lui, problemele care l au avut, l-au antrenat, faptul că o dat obrazul celui care l-a lovit, și a întors obrazul să mai dea, l-a făcut puternic, cei mai puternici luptători din ziua de astăzi știu că e foarte important să știi unde să lovești, când ai un meci de box sau de king boxer din asta. E foarte important, dar cel mai important este să știi să, să iei. Că tu nu mai dai, și ei. Dar dacă tu ești capabil să dai o 100 de lovituri, dar nu ești capabil să iei decât două și deja ți le-o dat, la treia knockout. Dar tu încă mai aveai pistol să-i mai dai. Dar de unde? Dacă nu reziști N-ai cum să dai 100 dacă nu ești în stare. Oribiții mei, lupta spirituală la care avem noi de face și războiul ogorul Domnului este că obosim prea repede. Obosim în lanțul acesta al vorbirilor de rău, a stresului din lumea aceasta, a panicării care vine pe noi. Și lanțul limitărilor ne spune, nu ești bun la toate, dezvoltă-te într-un singur aspect, dezvoltă-te pe o singură linie și pui jugul limitărilor pe umărul tău și începi să fii rentabil. Vezi și spui la mesajul, la, stăruință, intră frații ăștia, îți chemați. Tu stai lângă ei acolo, te rogi, Doamne, de La misiune, intră frații ăștia, ca o pe inimă. Sunt oameni chemați pentru asta. Efectiv, au un suflet, îi vezi că îmi prezintă, parcă curge din inima lor. Dacă m-ar pune pe mine, da, avem niște misiuni pe acolo, dăm ceva informații. Nu, ei au în inimă lucrul ăsta. Vezi alții. Cum spunea fratele, am avut un vis dimineață sau am avut ceva din partea Domnului este pe inimă, se vede pasiunea ta. caută la urmă să rezolvi problema asta, pentru că Dumnezeu te cheamă într-o anumită lucrare, are un plan cu tine și lucrul acesta al simți. Și te rog frumos, când Dumnezeu te folosește, să a putea pentru lucrarea ta și pentru lucrarea celor din prejurul tău să bagi eu în buzunarii tăi. Nu străca banii lui Dumnezeu cu jențele la mașina ta. Ei jenți de aluminiu sau de nu știu care. Nu străca banii de la Domnului cu, cu mofturile tale. Rămâi focusat pe lucru respectiv. Nu înseamnă că nu trebuie să ai o mașină bună. Nu înseamnă că nu trebuie să fii îmbrăcat bine. Dar nu faceți abuzuri, stimate tinere. Eu trec prin anumite familii și pe anumite fete care au câte 300 de perechi de pantofi. Ca să vină numai la adunarea asta, de exemplu. Nu mă la... Dar vă verifică păstorul dacă aveți pantofi noi de fiecare dată? Că trebuie să banii care au costat pantofii aia sau hainele alea, câți dintre orfanii nu se hrăneau? Câte pachetele nu se făceau? Nu cumva am luat bine cuvântările lui Dumnezeu și nu ne-am limitat. știți că ajungem la un moment dat să avem case și că observ lucrul ăsta. Avem casă și avem mașini și câte două garaje și câte cutare Domnule, și nu ne mai saturăm la biserică nu vinim, din muncit muncim, tot alergăm, tot alergăm. Și ne spunem, misiunea suferă, nu putem duce tineri într-o anumită lucrare, nu prea sunt. Frații mei, vă rog pentru că sunteți o generație aici și ați crescut în mediul ăsta, focusați-vă pe un anumit plan, nu străcați resursele pe altceva, nu vă dezvoltați în dita mai frunzaraia, sunteți chemați să aduceți rod, Doamne ajută! să fiți găsiți credincioși în lucru încredințat vouă. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, pe lângă jugul robiei, dacă ai jugul robiei, poți primi jugul limitărilor. Dacă n-ai jugul robiei, nu te limitezi la nimic. Sunt foarte mulți frați și biserici care spun, Domnul, eu l-am primit pe Hristos, dar eu am libertatea în Duhul, mă bucur de o grozavă de libertate, mă bucur în libertatea și nu acceptă limitările. Devin bun la orice și la nimic. Nu crește nimic, nu vezi rentabilitate, nu vin oameni la pocăință, ne bucurăm singuri așa, în anumite adunări, ne bucurăm, cântăm, ni dor urechi de la cântări și așa mai departe. Băi, dar nu vine unul, nici măcar copiii, nu vin. Băi, care rentabilitatea totuși? Dacă nimeni nu vine, noi plecăm, nici ea nu vin. Care este rentabilitatea? Oribiții mei, când ei din dreptul ai dreptul o gramadă, cu banii Domnului, cu resursele Domnului, cu darurile Domnului, ea și le limitează și spune, vrem să fim primiți de orice cuget omenesc. Știți că întâlnesc biserici unde noi suntem, dumneavoastră sunteți aici, sunteți mărturii pentru biserica catolică sau biserica reformată. În România este biserica ortodoxă. Știți că în cadrul bisericii ortodoxe, atât muzica cât și închinare, este o închinare foarte sobră? Ca să pot fi primit de cugetul un ortodox, eu nu trebuie să mă duc cu libertățile mele și să explic cât de liber eu în Hristos și că El, bietul, habar n-are. Că efectiv am închis ușa. Omul ăla nu va veni niciodată pe baza libertăților mele. Eu trebuie să fiu primit de cugetul lui. Și știți că un sărac are un cuget. Și știți că un anumit om are un alt cuget. Eu trebuie să mă plasez la cota aceea zero de care v-am vorbit în prima sesiune ca să pot fi primit de orice cuget omenesc. Că dacă mă duc cu aroganța mea de copil al lui Dumnezeu mântuit și el întreabă, dar eu cu copil? Tu ești, na, ceilalte. cealaltă. predică și vrei de acum. Cum îți spune, Dumnezeu atâta am, te rog frumos să mă cu credința mea și cu drumul meu. Când în schimb te-ai dus la el, ca un om ca și el, tu pocăit prin har și mântuit prin har, și el are aceeași valoare, ba chiar poate una mai mare ca tine. Și în smerenie te apropii de el și ești abordabil față de el. Lui place să stea de vorbă cu tine. Îi place. Mă duc la anumite evanghelizări și asta cheamă o grămadă de prieteni în față. Și prietenii ăștia stau toți așa, nu pot să-i decuplez așa. Și apoi eu încep să spun, fraților, ne-am adunat aici ca să ne pocăim. Frață, zic așa, A, amin, da, să uite la prieteni. Și apoi eu încep să le spun, știți, noi ne-am pocăit, ne-am întors la Domnul și Domnul ne-a scăpat de vicii, ne-a scăpat de patim, ne-a scăpat de diferite lucruri, dar trebuie să recunoaștem că mai promitem și nu ne din cuvânt. Și, stimați frați pocăiți, trebuie să ne pocăim ne pocăiți începe. Amin! Și trebuie, estimați frați, să nu ne mai enervăm pe soțiile noastre. Amin, ne pocăițe. Și dintr-o dată i-am la... Și acum când trebuie să ne pocăim noi toți ăștia, pocăiți de atâta timp, trebuie și ăștia să se pocăiască. Și îi spun, da, să știi că așa e. Și începem evangelizarea, pentru că te-ai pus la nivelul lor. Când de fapt ei pe ei, la... vine că ați venit aici să vă dea ei, Dumnezeu mântuirea, omul se închide din în el însăși. Dar dacă mergi la ei și se spunem că noi suntem și noi oameni salvați prin el, dar mai avem lucruri de pocăit și să ne ajute Dumnezeu pe toți să ne pocăim, omul e de acord și dintr-o dată a intrat în inima lui. Foarte mulți dintre noi nu putem jugul ăsta. Ne prezentăm, aș vrea să vă spun că noi suntem copiii lui Dumnezeu și dăm citat din Biblie. Vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl, ta, ta, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și, spune Tatăl adunarea, suntem! Și ceilalți întreabă, dar noi a cui suntem? Nu le răspundem la asta. Trece mai departe. Vedeți, suntem moștenitori împreună cu cerul. Și îi întreabă, dar noi ce moștenitori suntem? Frații mei, când îți pui jugul limitărilor, îți dai seama că ești un om mântuit prin har. Îți dai seama că în împrejurul tău sunt oameni pe care tu nu-i vezi, dar ei te văd. Verifică cum trăiești în familia ta, verifică cum te duci la biserică, Verific atunci când ai o pierdere și o pagubă, cum faci? Verifică când îți dai cu ciocanul peste deși, toți colegii îți la tine. Începe al lui Eddie Handel sau ce faci acum? Ce, faci în momentul respectiv? Sau încep cu jurături de astea botezate, ceapa, lămâia, sărășia și câte ne avem noi acolo la îndemână să drejem situația și el stă cu ochii pe noi să ne vadă ce facem noi în momentele respective. Când ai jugul limitărilor pe ume, te pregătești de toate aspectele astea tu trebuie să fii mărturie în tren, trebuie să fii mărturie pe au... în aeroport, trebuie să fii mărturie când te dai în fântână, oriunde ar fi. Tu trebuie să-ți păstrezi mărturia. Dumnezeu să ne ajute. Ultimul jug, după cel al limiterului, este al slujirii. Rodnicia noastră trebuie să se vadă. Am fost chemați de Dumnezeu și suntem chemați de Dumnezeu să facem o slujbă unică. Asta e frumos în Biserica Domnului și asta îmi place la Domnul. Nu ne dă slujbe așa la angro, hai, echipa de să faci asta. Nu, nu, când vine un om la pocăință, când o fată, când un băiat îl primește pe Hristos ca Domn, Hristos îi dă un dar special cu dedicație pentru el. Un dar prin care să zidească biserica, un dar prin care biserica să fie. Și atenție, darul ăla nu se mai găsește, e unic. De aceea nu are sens concurența între noi. Nu are sens să mă concurez eu cu oricare. Fiecare are darul lui după înțelepciunea lui dată de Dumnezeu cu dedicație. Ce sens are să ne concurăm oameni cu daruri diferite, din niveluri indiferite și cu pregătiri diferite, că suntem diferiți? Dumnezeu, cu dedicație de fiecăruia. Dați-mi voi să vă citesc textul biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți eu, numai, repet, din Cuvântul Domnului, din 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10 ca niște buni spravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Atunci când vii și devii copilul lui Dumnezeu și vii la împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă un dar pe care tu îl primești. Atenție aici, apostolul nu vorbește de oamenii ordinați din biserică, nu vorbește de bordurile pastorale, nu vorbește de o clasă privilegiată de oameni al lui Dumnezeu cărora ne place să ne gândim că au anumite daruri. Nu. Odată ce Dumnezeu te smulge din lumea aceasta, din 7,7 miliarde de oameni, lăsând oameni mai capacitați, mai buni, mai cu relații ca tine afară și aducându-te pe tine în biserică, te aduce pentru a-ți da un, special, un dar special pe care îl poți purta doar tu. Eu te pot ajuta, dar nu te pot înlocui. Tu ai un dar al tău să l-ai găsit, pentru că atunci când primești jugul slujirii, te interesează în primul rând darul ăla. Stimații mei, nu ne cheamă Domnul să slujim cu ce ne place nouă. Când intrăm în biserică, vreau să fiu dirijor. Când intrăm în biserică, vreau să fiu un comitet, vreau să fiu ordinat, vreau să fiu ceva ce se vede. Nu! Puteți fi cântat o muzică populară și ușoară în afară. Când vii în biserică, nu trebuie să fii neapărat în cort puteți fi fost tu la, de exemplu, boxer, să fii așa, cum am văzut câțiva băieți pe aici, cu o grămadă de mușchi pe ei, așa, luați, eu l-am pe toți în ziua de azi la, 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 conferința asta. O venit, poate el se gândește că ar fi bun și Da, e bunul și el, că ăla când îți spune la colectă să dai, trebuie să dai. Și dai automat, să fac colecte bune. Dar nu e neapărat să fii ușier. nu e neapărat. Ești chemat de Dumnezeu să-ți găsești darul tău, slujba ta. Și dacă ai dubii, vergi la frate, spui, pe fraților, m-a dus Dumnezeu în biserica asta, la Elimbrun. La ce mă vedeți voi bun? Și fratele să spună, băi, mută scaunele alea din spate. Ai, sub nivelul meu. Eu am un dar. Fă slujba aia. Fă că de acolo se crește. De acolo se ajunge. Să vă spună frață cum am început prima dată lucrarea aici. Nu a fost lucrarea pe care o vedeți voi acum. A fost o lucrare din început. Spune Scriptura că pe drumul Damascului îl cheamă Domnul Iisus pe, pe Pavel și îi spune lui Anania, l-am ales pe omul ăsta să ducă Evanghelia mea înaintea împăraților și a demnitarilor pământului. M-aș fi așteptat ca Pavel să spună, băi, pe voi nu știu, eu mă botez, mă botează Anania, dar după aceea mă duc direct la împărați. Eu spun în zona aia academică acolo, sunt în zona aia ambasadelor, a oamenilor trimiși la împărați. Eu nu stau de vorbă nici măcar cu conducători de adunare. Eu duc Evanghelia la împărați. Nu, Pavel se duce în mijlocul adunării, frații fugeau de el, dar Pavel se duce acolo, lea Barnaba și îl plantează acolo. Spune Scriptura că slujește o bună bucată ca învățător în Antiohia. Slujește acolo. vine și el la rând, la predică și pentru că știa, le avea, era învățat în calea Domnului, predica acolo. Până într-o zi, când Dumnezeu l-o verifica, băi, o mutată astea scaune, o asculta de conducerea adunării, nu s așa capabil că el să fie învățat la picioarele lui Gamaliel, dar o ascultă de mai mare lui, da atunci înseamnă că e un om pregătit de lucrare. Și vine Duhul Sfânt și spune într o dată, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am. Când e chemat în ziua aia? Nu. De când nu e chemat la pocăință, eu am avut chemarea asta. Știți că am văzut oameni și tineri, când îi cheamă Dumnezeu la pocăință, le dă un cuvânt profetic și spune, am un dar special pentru tine. Am o chemare specială, tu ești unic, cum toți suntem. Vreau să fac o lucrare cu tine. Și el intră în adunare și spune, frate, dă-te la o parte. Nu știu dacă ești special, dar eu sunt. Am lucrare, dacă vrei, ți-o dau înregistrată. Dar du-te și te scaunul. Cine eu? Îți dau lucrare înregistrată, dacă vrei. Eu să fac așa ceva? Nu se poate. Bă, dar ajută pe ăștia, Nu, eu te -ți dau lucrare în îți dau lucrarea înregistrată. Îți la ceva special. Și are 80 de ani și încă așteaptă așa special. De ce? Pentru că Dumnezeu îți dă planul lui, dar împlinirea planului depinde și de tine, fratele meu. Dacă tu nu ești jugul limitărilor, dacă tu nu ești lugul slujirii și să spui, băi, până mă cheamă Dumnezeu la lucrare specială, vreau să slujesc cu ce se poate aici, îl ajut pe fratele să ducă orga la mașină când se termină, îl ajut la strâns cablarea, la ce e nevoie aici, până la lucrare specială, vreau să ajut la ce se poate. Și vine o zi, când dintre frații ăștia, care cântă, care slujesc, dintr-o dată Dumnezeu spune, l-am chemat pe o lucrare și vedeți când se duce la bolnavi, unii dintre ei să se simt mai bine și unii să vindecă vedeți că l-am chemat, dar fără să presez, că nu vine de la tine. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Frații mei, ești chemat astăzi aici și trăiești într-o lume care ți se spune că poți fi în concurență, că dai din coate. Nu! Slujind lui Dumnezeu acolo unde ești, la vremea potrivită, Dumnezeu te va ridica și te va pune la lucrare la care te-a chemat. Dar fii credincios unde te-a ajezat acum. Doamne ajută! Slujește Domnului! cu ceea ce poți, cu ceea ce știi. Oamenii care slujesc Domnului în felul acesta n-au nicio treabă cu depresia. Sunt atâta de ocupați că n-au grijă asta. E efectiv, nu se complică. Sunt oameni care -i vorbesc de rău, nu e nicio problemă, el se uită la mâna stăpânului, în fiecare zi stăpânul le dă hrana cea de toate zilele, sunt binecuvântați. Când eram ca voi, aveam prieteni care participau la slujbe și care spuneau, măi, noi, cum să spun, suntem ficiori de pocăiți, fete de pocăiți, dar nu unii mai place așa, mai mergem, să mai vedem cum e lumea, cum e... pe timpul ăla nu era atâta distracție ca acum, acum este foarte multă, de fapt e o cultură a divertismentului. Pe timpul ăla erau puțini lucruri. Nu puteai să la televizor că erau doar redarea congreselor Partidului Comunist și dacă aveai televizor, foarte des o vedeai pe doamna Ileana prezentând tematicile de știință pe care ea le cunoștea, nu mai ea le cunoștea, și le prezenta la televiziune. Deci toată lumea ținea televizorul închis care avea. Majoritatea pocăiților nu avea și din cauza asta. Dar în fine, biserica era un loc în care plecam, plecam și era părtășie. Dar mai erau locuri unde să mai distrau, la anumite baluri, la anumite discoteci făcute așa, în unde... și știu că la momentul respectiv, ca la o conferință de asta, eu am ales să mă pun sub jugul robiei lui Hristos. Nu era tare frumos la adunare, ca să spun că era atractiv. Erau frați care, erau frați care predicau numai din Psalmul 84. Adică îl mai o dată cât de plăcute sunt locașurile tale. Noi știam deja, doamne, -o, și știam și-și comentează la fiecare verset. Dar cu toate astea rămâneam acolo. Apoi se cântau cântările ale minoare, păcătos ca mine noi. cântările pe care frații le găseau așa și... Aia era, ceilalți o săturam, nu mai putem, mergem să ne distrăm. Și-au plecat, s-au dus. Am rămas cu jugul robiei în biserică. Nu vă spun că ieșam la predică într-o comunitate... Ieșam la predică și după mine nu mai predicau frază bătrâni, predicau că și-am predicat eu, nu a fost bun. Dar ca să te antreneze la obraz, la așa, trebuia să stau acolo. Și mă anunțau data viitoare, avem textul din cutare loc, tu predici primul, ca ei să aibă și vorbi de aceea. În fine, așa m-am învățat să predic atunci, nu ca acum când frață vin și te încurajează. Și... Nu, nu, așa era pe timpul acela. Frață m au oțelit, m au făcut. Când m-am luat, când m-am dus la Dumbrăveni, Dumbrăveni ne spun, băi, avem un băi, pe mine ăia l m crescut. M-am dus la ei și le-am mulțumit frumos cum m -a crescut și cum au avut ei grijă de mine și cum m-a făcut să studiez, să stau aproape de Domnul. În timp ce ceilalți se distrau. În timp ce ceilalți se distrau. În timp ce ceilalți copii de pocăiți, de... erau în lume. Au început să se distreze puternic. Îi vedeam câteodată luna galbenă la față și fugeau pe la toaletă, că nu mai puteau că băuse cu ceilalți colegi. Unii dintre ei au mers mai departe în distracții lor, s-au bătut, le-au sărit dinți din gură, câteodată ea cu bocancii la distracția lor și au trebuit să-și pui dinți de plastic. Alții au fost bătuți mai tare, au plăci de titan, cum spune pe vremea aceea, dacă cumva să le din calota craniană ceva la o bătaie, îți spunea de titan, când treci pe la aeroport, totdeauna să știu că el s-a distrat. Bine, unii dintre ei au trebuit să facă pușcărie, alții dintre ei în beția lor s-au combinat, s-au și s-au îmbolnăvit pe intimă. Alții dintre ei nu numai că s-au combinat și s-au îmbolnăvit, s-au trezit că prietena lor pe care nici nu știe prea bine, au rămas însărcinată și o trebuie să plătească pensia alimentară, că era urmărit. Eu în timpul ăsta cu jugul pe umeri, eram între frați, cântăm cântările păcătos ca mine, noi, părtășii cu frații, mai gionturi dintr-o parte, din alta, da, frații mei, nu mi-au sărit niciun dint între frați. Efectiv, nu trebuie să pun nicio placă. Am ratat pușcăria. Am ratat bolile astea de care erau... Efectiv, am doi copii minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Îi văd slujind în biserică și sunt plin de bucurie. În timp ce ei acum se întorc ca fii risipitori de pe drumuri, fără voce, memoria îi lasă, unii dintre ei au murit din cauza alcoolismului, se întorc și părinții lor sunt când că niște pave, se întorc acasă, nu mai văd bine, nu mai aud bine, dar cu cât au, încep a sluji. Drumurile astea din seara asta se deschid în fața ta. Poți să te duci să te distrezi, vor trece ani, iar unii în seara asta vor lua jugul robii pe umerul lor și vor spune, orice mi s-ar întâmpla, vreau să rămân lângă Isus. Nu va fi ușor. Vreau să iau jugul libitărilor, nu vreau să-mi permit ceva ce Dumnezeu nu mă lasă să le fac vreau să stau aproape de frații de biserică, vreau să slujesc regelui meu. Și pentru unii și pentru alții, timpul trece. Și când stai în fața unei mari cumpene în viață, cel care îi slujește lui Dumnezeu și în ziua necazului și în ziua morții tot mai trage nădejde. Care la ce? Pentru că Domnul lui l-a însoțit pretutindeni. Îi vezi cum pleacă cu zâmbetul pe față, Urdule de bine tuturor celor care rămân în urma lui, în timp ce ceilalți se uită și spun, mi-am risipit viața. Pentru voi nu e târziu, e un început de bun, de drum. Să vă ajute Domnul, ca dincolo de panica, frica care se înțelează din ce în ce mai mult și din ce am început de lucrare, întunericul se va îndesi și va continua. Va aș ruga tare mult, nu știu viitorul, nu vi-l pot spune. Pot spune doar atât, că ziua de mâine avem un Domn și un Mântuitor care domnește, este Isus Hristos. Alege astăzi să-ți pui capul în jugul Lui și să începi să tragi pentru El în împărăția Lui. Și întotdeauna pe platoul veșniciei, când împărați și regiți îți vor arunca cununile, El te va chema să vină să te răsplătească, pentru că la ziua alegerii ale, ai ales să-L slujești pe El și să rămâi în voia Lui. Amin.